neghină. În contrast cu grâul, în lanul căruia crește în mod obișnuit, neghina se traduce ca element negativ, conducând la interdicții. În consecință, nu se pune neghină în leagănul copilului pentru că, se crede, acesta nu va mai avea odihnă cât va fi mic. Va fi permanent agitat, iar la adolescență și maturitate va deveni un om fără stare, un rătăcitor.